Enjoy the hits. I'm gonna love you, love you. This is Good Vibe Station. Bună dimineața. Așa cum v-am zis, mai cu viață mei, mă schimbă, mai cu viață. Bună dimineața. Să facem în crescendo așa, dragii mei. Ascultători și telespectatori, a venit momentul concursului, incubatorul de cadouri. Dăm primul expresor de cafea, dar nu uitați că pe 8 decembrie dăm marele premiu, o mașină. Radio Impuls îți prelungește copilăria cu incubatorul de cadouri. Start concurs! Start concurs este momentul în care, uite, sunăm unul dintre ascultătorii sau ascultătoarele care s-au înscris downloadând aplicația Radio Impuls și, evident, își doresc pe lângă un cadou care crește dintr-o mașinuță mică, se face o mașină mare. Sună? Alo? Ascult Radio Impuls. Ei, nu te cred! Hai, bă, pe bune! Pe bine, bune, pe bune! Bravo, bravo, bravo! Excelent! Cu cine stăm de vorbă? Larisa. Larisa! Ce nume drăguț! Larisa de unde? Din Vâlcea. Larisa din Vâlcea, wow. Ascultă Radio Impuls la prima oră, nu știu a câta oră pentru tine este. Chiar la ce oră te-ai trezit, Larisa? La 7:15. 7:15? Și acum ești deja la muncă sau... Da, da. La muncă, da? La muncă. Fii atentă, trage-te, te rog, într-un colțișor. Așa. Da? Te-ai tras într-un colțișor să nu te audă nimeni, da? Auzi, stai puțin, te și uiți la noi? Nu, doar ne asculți, nu? Nu, doar vă ascult. Doar ne asculți, ok. Larisa, fii atentă. Mai întâi, prima întrebare este următoarea. Simplă. Care este cuvântul zilei? Telefon. Yes! Excelent, răspuns corect! Yes, yes! Te mai desparte un singur pas cât se poate de mic de câștigarea unui espresor de cafea și evident că tot asta te desparte de a pleca, bineînțeles, și în marea finală unde se câștigă o mașină pentru tine, Larisa, sau pentru cine o fi norocos. Larisa, avem și provocarea dimineții care este foarte, foarte simplă, vine de la Cosmin Cernat, da, colegul nostru. Da, eu am tot felul de idei, dar simple am zis, ca să te bine dispună. Vreau să fredonezi o bucată dintr-o melodie sau, mă rog, refrenul din melodia ta preferată. Da? Care îți place ție, o asculți la noi la Radio Exact. Exact. E pregătită? Emoții? La ce voteam? Hai, Larisa, hai. Auzi, hai. Vrei să cânt eu întâi ca să ai prins curaj? Opriți planeta, nu? Deci n-are niciun rost, că se sparge televizorul și microfonul de la radio. Deci hai, te ascultăm. Larisa, să te... minte, mi-a venit melodia cu Tu ești totul meu. Ia, hai să auzim. Ia. Liniște. Tu ești totul meu. Și m-am emoționat. Tu ești totul meu și m-am totul emoționat. Meu. Excelent, răspuns corect. Larisa, un espresor de cafea te aranjează, îți place, ai nevoie... Da. Ai, nu? Chiar mă bucur. E foarte mișto, chiar e mișto. Trebuie să ți iei pastile de alea, că merge cu pastile. Pe canal de 2 acum cei care se uită îl văd, dar tu o să-l ai într-o cutie așa mare și frumoasă și o să ai și niște pastile, îmi spun producătorii. O să ai și cafea, cu alte cuvinte. Cafea, adică. Să nu vină espresorul gol, da? Da, pastile, nu știu, trebuie să-mi scot cuvântul ăsta. Larisa, prima câștigătoare a dimineții. Prima câștigătoare din campania noastră, incubatorul de cadouri. Nu uita, Larisa, te așteaptă și o mașină. Să fie cu noroc, da? Să fie. A fost Larisa alături de noi. Mulțumim! Din incubator și ai ieșit astăzi Larisa. Un espresor. Iar pe 8 decembrie, incubatorul de cadouri îți poate aduce cadoul suprem. O mașină cu care să colinzi de Crăciun. Incubatorul de cadouri. Asta a fost, mai avem un concurs, mai avem după ora nouă, care da. Vine, încă un espresor, încă o provocare, cuvântul dimineții rămâne telefon și nu uitați în momentul în care sunteți sunați să răspundeți cu Ascult Radio Impuls, asta faceți acum. Exact. Și noi rămânem cu voi. Aici suntem. Dimineața pe noi. Non-stop hits. Impuls Radio. Nici o dimineață fără sport. La dimineața pe 2. Impuls
Radio. Ok, nicio dimineață fără sport. Am găsit o știre, mă rog, de undeva din 2004, ea reactualizată. În acel an, un milionar britanic și-a comandat un Ferrari. Da. Ok. Da. Și astăzi... Adică o mașină sportivă. O mașină vezi? Sportivă, nicio da. Dimineață fără sport. Fără sport, da. Măi, sigur, na, un Ferrari care nu e o mașină ieftină, da? În fine, o comandă în 2004 și omul are, la vremea respectivă, a avut o cerere, zic eu, ieșită din comun, da? A zis, domnule, eu vreau ca pe capota mașinii, da, să-mi semneze următorii cetățeni, da? Adică niște staruri de Formula 1. E vorba de piloții Michael Schumacher și Rubens Barrichello. A vrut să mai semneze și președintele de atunci, un alt mare personaj din echipa din Formula 1, e vorba de Jean Todt. L-a pus și pe mecanicul șef și pe directorul tehnic să semneze pe capotă. Și acum, după aproape 20 de ani, după aproape două decenii, da, britanicul vrea să vândă mașina. Ea are, atenție, doar 21.000 de kilometri, deci poți să spui că e nou-nouță, da? Mă rog, n-a stat într-un garaj din Germania, n-a stat într-un garaj din Marea Britanie. Și n-a fost condusă de o bătrânică, de o bătrânică la piață, ci de o bătrânelă. Și omul cere... Care mergea încet, așa. Fii atent, omul cere pe ea 3,3 milioane de lire sterline. Și asta numai pentru că e semnată de Michael Schumacher și de Rubens Barrichello în principal. Oricum, ca investiție, mi se pare... extraordinar, că la vremea respectivă Ferrari a fost 100 ceva de mii, nu te gândi că model frumos, n-ai ce să-i spui, puteți să căutați, că vedeți mașina, e mișto așa, când vede roșie, mă rog, Ferrari, bine, sunt care s-au și alte culori, știi, Ferrari Enzo și-a luat omul și s-a dus, scrie marca, scrie celebrul cotidian din Spania, știi? S-a dus, i-a pus pe oameni să semneze și acum face... Eu zic o vinde, să știi, ce zici? Ia 3,3 milioane și eu zic-o, nu? Păi ia. Michael Schumacher nu prea mai poate semna, am înțeles. Da, săracul, da. Nu se știe care e starea lui de sănătate, e ținut așa, o mă rog. O poveste scurtă și fanii legată de Ferrari? Da. Nici o dimineață fără sport, dar nici fără copii. Așa. Eu MAI zic tot timpul, tati, ca să reușești în viață, să ai bani, să ai o carieră, să ai bani, așa, trebuie să înveți. Așa. Într-o dimineață când duc copilul la școală, dimineața în fața blocului un Ferrari, roșu, așa, mișto, pac, tare. Zici că e banc. Mă întreabă Ema, că, tati, ce mașină e asta, ce tare, e o Ferrari. Wow, Ferrari! Face, wow, cică, zice, și cât costă? Foarte mulți bani, Ema. Mulți bani, da. Și că, păi și tu de ce n-ai Ferrari? Că n-ai învățat la școală? Da. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Regula 20-20-20 îți salvează vederea. Mai era ceva cu 90... 60-90, ba, da, pot să zic. Să eu am regula 5-45-45, ba, nu, 5-45-50, adică când iau salariu. 5% mie, 45 ție, 55 copilului. Am înțeles, da. Și ba, de economii nimic. Da. Economii 0,1. Înțelegi? E un 0,1 mărunțișul care rămâne de la casă, știi, când te duci la casă la așa și îți rămâne acolo mărunțiș, da. Dezim cu regula 20-20. Și că salvează vederea, salvează, deci nu familia, vederea, da? Băi, salvează și familia. Ia zic cu vederea, cum face? Da. Zice așa, că principiul acestei reguli, da, implică luarea unei pauze de 20 de secunde la fiecare 20 de minute de utilizare a ecranului computerului, da? Și așa, ce trebuie să faci? Focalizezi, te uiți undeva pentru alte 20 de secunde la un obiect, uite, nu știu cum aș uita eu acum la telefonul Alexandrei, care nu știu ce face pe social media în spate acolo, și mă uit acolo, da, 20 de secunde la un obiect, deci focusez, mă concentrez, așa, da, la un obiect aflat la aproximativ 6 metri distanță. Stai să mă uit și eu acum la cameră, da? Ia să mă uit și eu, stai să mă uit la cameră, că e la 6 metri. Uh-huh, uh-huh. Deci 20 de secunde. Numărăm 20 de deci secunde. Deci fiți atenți că 1001, mă uit la cameră, da? 1002, 1003, 1004, cameră, da? 1005, 1006. Da, stai că nu ai acolo camera. 1007, aici e camera, da. 1007, 1008, ce 1009. Au trecut 20 de secunde din viața ta degeaba. Nu e adevărat. Cel mai bine este du-te la oftalmolog, știi? Am fost.
Da. Nu știi că este bancul ăla cu bulă care se duce cu gigel, da? Da? Se duce la... este disperat că are probleme cu vederea sau cel puțin nu este foarte sigur, știi? Așa. Și se duce la oftalmolog, intră pe ușă, ușa oftalmologului și zice: domnule doctor, ce părere aveți? Am nevoie de ochelari sau de o voce? Doamna doctor. Deci urmăriți ceea ce vă spunem noi aici în matinal. Regula 20-20-20. După 20 de minute de... îți pui alarmă din 20 în 20 de minute, mm-hmm. După care ți-o pui cu 20 de secunde, știi? Da, uite, zice că ar fi bine, ar fi bine să privești afară pe fereastră. Ah, ce drăguț. Ia, deschideți-mă fereastra aici al meu. N-avem în studiu fereastră, imaginează-ți. Avem, uite. Mă uit la radio ăla din decor, vreme de 20 de secunde. Eu chiar vreau să văd dacă funcționează treaba asta, dar e clar, nu acum lăsând gluma la o parte. Eu o să uit. Sunt niște studii. Ce? Eu o să uit. Ce? Da, să te uiți? Spui alarma, n-ai zis. O să mă uit, pun alarma. Spui mai alarma. Și așa, mă, nu vrei să știi câte alarme am dimineața. Așadar, pentru sfaturi legate de reguli, ca să vă îmbunătățiți vederea și alte lucruri, acum lăsând, știi? În fiecare dimineață, dimineața pe 2. Da, asta corect. Nu, dar știi ce se întâmplă? Bine ar fi să reducem timpul. Acum vorbim serios, știi că așa regula 20 cu 20 cu 20, vorba ta 90, 60, 90, te mi-a căzut asta pe joc, ca să-mi cadă ochelarii, știi? Așa, e bună, dar mai, dacă mai bine citim, mai lăsăm ecranele astea pe care le tot vedem cilișa aici, uite, și tot în ele stau cu ochii în ele și îmi șterg ochelarii, că nu mai văd, uite, nu mă mai uit, mă uit în cameră la telespectatorii noștri, înțelegi? Și ascultătorii mă aud la radio. Ne uităm și în playlist. Ne uităm și în playlist, dar numai în playlist, să ne uităm și să le aducem oamenilor aminte din nou de concursul nostru, de incubatorul de cadouri, da? O mașină. O mașină pe 8 decembrie. Și în fiecare zi? Expresor de cafea. Astăzi mai am dat unul, ne simțim generoși și am zis hai să mai dăm unul. A ajuns la Vâlcea, știi? A ajuns la Vâlcea să mai dăm unul, cine știe unde, dar este foarte simplu. Descărcați aplicația Radio Impuls, înscrieți-vă, fiindcă este un buton mare, mare, mare de concurs acolo. Noi vă sunăm, răspundeți cu... cu? Ascult Radio Impuls, ne spuneți cuvântul zilei și apoi o provocare. Care este telefon? E cuvântul, cheie. Provocarea aflăm și după fix când facem un alt concurs. Ne pregătim de publicitate, muzică și Nadina Zisu vine cu știrile. Neața. Neața. Dimineața pe doi. This is...